Ce faci? Bine. Ce avem aici? Ce ți-ai cumpărat? O lampă. O lampă? De unde? De la dede, mi a luat tatăl. Băieții au fost la plimbare. Wow. Și cu niște treabă pe la Dedeman, că Bogdan trebuia să cumpere ceva pentru televizor. Pentru televizor și o un prelungitor. De se deschide. Și bineînțeles că Marc nu se putea să plece fără ceva de la Dedeman, sau din orice magazin trebuie să <laughs> să pună el ochii pe ceva. Trage tare! Tare, tare, Trage tare, tare! tare. tare. Mamă, ai și telecomandă! Cât este ceasul? Cred că 5, o, oh, imediat e și... Ba nu, 5 fără 25. Aveam impresia că e 6 fără 25. Nici nu mai văd bine. Pentru că de dimineață sunt în continuu în priză și mai am o grămadă de treabă de făcut. Am de întins un lighean de rufe. Am mai băgat la spălat că asta nu focalizează iar aici am apucat să fac ordine în dulapul Selenei -am și se am de făcut astea, și de sortat astea, se astea. da, o hai să vedem Un uite a venit o și Bingo o pe aici, hai să mergem o după aia vin în dormitor să întind niște rufe am rămas și fără o unghie astăzi doamne ajută să nu fie stricată doamne ajută să nu fie stricată Ia, hai să o băgăm în priză cum băgăm? prin ăsta? uite așa. Are aici. Așa. Și de, de aici? Da. Da, asta trebuie să băgăm în USB. Hai, la priză. Ia să le comanda. Da? Ia să le comanda și hai să mergem la USB acolo. Fac cu curățenie și pe aici. Am dat cu aspiratorul, cu mopul. Nu știu, habar nu am. Bar nu am. Hai să vedem ce lampă ai luat. Se strâmb. Nu știu de ce stă strâmb. În partea cealaltă ar sta mai o, bine. Se schimbă. Mamă, -a mă apusat. marc. Uite așa. Nu vrei să o lăsăm așa. Stă mult mai bine. Așa nu se răstoarne, știi? Stai ca să o bag. Am băgat-o mai devreme, dar... Hai, Ioana, nu mai nimerești? Gata. Ia uite ce faină e. Wow. Mamă. Câte culori ai? Așa nu am. Nu? Wow, uite ce fain e albastru, ăsta. Ai albastru mai închis, mai deschis. Așa verde veri. deschis, verde închis. Ce mai e roșu, portocaliu, nu? Așa. Galben. Mamă, câte păi, culori da, ai, tot acolo. Portocaliu, e altceva? Da, și cu ah, ce șmecher. Al, acolo, da. Ai o lampă și șmecheră. O, o. o, ăsta, nu? Mm -hmm. -o să Hai că mă duc să-mi termin treaba că imediat trebuie să pregătesc cină Ia, trece spate. timpul atât de repede. Lasă-l așa. Lasă-l deocamdată așa, că o să facă tata când vine doar că a plecat cu mini. S-a dus o plimbe și pe ea. Da. La noi sunt cam 14 grade, destul de rece. Mai adiectată și vântul. Am mâncat mâncare, uite. Ce primesc? Ce primesc? mulțumesc, Uai, mulțumesc dar nu-mi trebuie acum nicio bombonică. O să beau o gură de suc, că mi-e sete tare. Și după aia o să mă duc să-mi să termin treaba. Poftim! Îi mulțumesc lui buful, meu. Ei, mulțumesc lui buful, tău. buful da. tău cine este? Tata, marca așa la lintă pe Bogdan, buful meu. Și eu sunt bufulita. Așa-i? Te bucur că ți-a luat lămpiță? Da. Aici e un portocaliu, așa, vino o sferi. Aici jumătate de portocaliu. uite A, da, da. Chiar îmi doream. Chiar îți ai? Da, și-am salvat și pe șein la risc, ăla, care n-a fost A, deci tu ți-ai salvat și pe șein, așa de deci ce stai șoț. ai Nu ai soția care Serios? Fost, care o să-mi iau eu. Da? Marc și-a pus uh, bombonele în cutia asta. Numai cu cafele. Numai cu cafele? Da, că nu încape topi, topi Nu încape? Din păcate, uite asta. Vezi? Că vreau și las scapa cu jos, dar vreau așa cu... Asta. Da, am înțeles. Păi na, le lăsăm doar pe cele cu cafea. Ai luat aviz de la doctor? Și unde mergi mâine? La gradi, Câtă vacanță ai avut, Marc? De pe data de... Nici nu știu cât s-a luat vacanță. De pe 27? A fost vineri, aia? sau. Oricum, de pe 25 sau 27. -a la e la tata în portofel, cred. Ai stat până astăzi. Astăzi mi se pare că e 13 mai, dacă nu mă înșești. Mergi mâine, deci tu dai de -mă câtă vacanță ai avut, Marc. Ce-i păsărică? Roși, bingo! Bingo! Vai, 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 dulceață! Ieri a început, de ieri sau mai devreme, nu știu, a început să zică... Bingo! Bingo, da, zice numele, bingo! Uite ce pot să-mi ouăle. da. Bingo! Bingo! Hai zi bingo să te auzim! Bingo! Ce vă mă! Ce vă mă, copilule, mă! Mă, copilaș frumos, ce faci tu acolo? Bingo! Bingo! Mm Da, băiețel frumos! Băiețel frumos! Eu un puplu, mama. Dai pup? Pup! Dă la mama! Haide un pup! Haide! Drăguțule! Drăguțule! Este șapte și douăzeci imediat. Am făcut și eu o băiță și am stat cam jumătate de oră în pat pentru că mă simțeam foarte, foarte obosită și acum mă apuc să fac clătite. Bingo, facem clătite amândoi? Da? Mă apuc să fac clătite și să fac o mămăliguță cu brânză, cu niște kaiser prăjit sau pieptul ăla de porc a fumat ce o el și cu iaurt grecesc. Afară e și soarele, s-a făcut cerul senin și îmi dă așa o stare de, o stare de bine. Abia aștept să vină odată căldura Că tare doromie de ea. Dor de ea, da. Ce e? nu ție ți este cald, așa ai, Că tu ai blănița mare și trebuie să facem programare la atunci, da. O să o duc aici în cartier, e un uh, coafor canin. Și o ducem să o facă frumoasă și e cald drăguța de ea, că eu am dat drumul la centrală pentru că mi-era foarte, foarte frig și aveam 20,9 grade în casă. În timpul zilei nu am simțit uh, rece, pentru că era soarele un pic mai uh, puternic, dar uh, m-am și încălzit, că tot am făcut uh, treabă. Și cum am ieșit din baie și m-am pus în pat, m-am luat așa un frig, am mâinile sloi. Deci mâinile mele sunt reci, picioarele la fel, eu m-am îmbrăcat deja în pijamale. Bingo o escaladează pe cablu de la, de la Blender. Mamă, dar ce s-a îngălbenit robotul ăsta? l am de... Ce faci mai? Uh, 10 ani, 10 ani și ceva pe acolo. Atât de mult a ținut robotul ăsta de la Philips. Cred că sunt cele mai bune produse cele de la Philips. Eu sunt foarte mulțumită de ele. Și pe partea asta s-a îngălbenit mai tare decât pe partea asta, dar nu e nicio problemă. El este curat, nu este murdar ca să știți și mă bucur că își face treaba. Chiar dacă s-a îngălbenit, uitați-l pe bingo. Ce răguție Așa el scaladează și pe uh, Instalație Pentru că instalație eu n-am dat-o jos O am mâncat acolo pe perete E foarte greu de pus și am preferat să o las acolo Să o am până uh, anul ăsta de Crăciun Și până anul următor și așa mai departe Și mereu se suie pe firelele de la instalație Și îl escaladează Da, zici că sunt un Spider-Man Da, ai venit la mine de se pup ne se pu băiatul, da, vai, 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 ce dulce e, vai, ce dulce e băiatul și ce credeți pe mine, o să mă ia uh, cu siguranță răceala De vineri a început uh, să-l doară gâtul pe Bogdan, Sâmbătă a fost așa, așa, așa iar ieri dimineața a început să fie rău, să nu mai uh, aibă putere să stea pe picioare, la durul un gâtul simțea capul foarte greu uh, îl dorea mușchii. Uh, avea frisoane când călduri, când frisoane când tot felul de stări din astea nasoale. Și uh, cred că am, cred că de astea am și eu frig în mine și frisoane, și uitați uitați-vă și ce fața. Uh, și mă pun să-mi fac un uh, pliculez din ăsta cu fervex pentru că am început să mă simt foarte înfundată. Am un port de zis că zvrăjitoare, dar cum am stat în pat trebuie să mi-l prind cu cleștele cum apuc să gătesc. Și uh, în nasul mi-l simt foarte înfundat, începe să mă doară cerugurii și de fiecare dată când răcesc, astea sunt simptomele la, la mine, nasul se înfundă, începe să mă doară și un pic nasul, cerugurii, cerugurii mă doare mai tare și începe să mă doară și gâtul și atunci când am simptomele astea îmi dau seama că urmează să răcesc, așa că o să iau un pliculeț din ăsta de fervex. Bogdan astăzi este binișor de dimineață s-a trezit cu durere de cap i-am dat un pliculeț de fervex, bineînțeles că l-am tratat în tot timpul acesta, el a început să ia și uh, calmă pentru că de astăzi a început să tușească până astăzi nu a tușit deloc dar de astăzi a început să tușească și uh, de dimineață o ușoară durere de cap, în rest uh, a fost într-o stare bună, a fost la Dedeman, mi-a reparat pe aici prin casă anumite lucruri care trebuiau reparate în cazul în care eu cad la pat el o să mă ajute cu copiii și cu treburile casei pentru că el se simte din ce în ce mai bine nu știu de unde a căpătat această răceală Abar nu avem pentru că nu a avut contact cu nimeni care să fie răcit din persoanele cu care ne-am întâlnit probabil că din aer, probabil a mai atins anumite lucruri prin magazin, coș cărucior sau alte lucruri, habar nu am că nici nu știi pe ce să mai, pe ce să mai dai vina. Și Bogdan răcește foarte, foarte rar. Deci cred că răcește odată pe an sau la un an și ceva. Dar când răcește, răcește foarte tare, face temperatură, nu poate să stea pe picioare, a trebuit să-i fac frecție cu carmol și așa a început să simtă mai bine. Eu am răcit a, de anul trecut din septembrie până acum în mai de 6 ori. Asta e a șaptea oară, am răcit de foarte multe ori, probabil că imunitatea mea este scăzută și nu știu dacă să dau vina neapărat pe un vaccin pe care l-am făcut, habar nu am nici nu știu ce să zic, dar de când uh, ne-am vaccinat imunitatea no, noastră a fost așa afectată așa. foarte tare. Și ce credeți că a pățit Bogdan astăzi când s-a dus la Dedeman? Am uitat avizul pe un raft de la Dedeman. Și acum vreo jumătate de oră l-am întrebat unde e avizul de la grădiniță ca să-l pregătim. Și el zice că l-am uitat la Dedeman, dar eu am crezut că face glume, că el mai are stilul să mai glumească cu mine. Și a trebuit să, să plece din nou la Dedeman și a luat, nu-i voie, mini! Și a luat din nou uh, avizul. Adică a luat din nou avizul. A luat avizul, că mă încur nu mai nu mai știu să vorbesc. Și Marc, cum consider noroc sau ghinion că mergi mâine la Grădi? Ce înseamnă noroc? Ce înseamnă noroc? E bine sau rău că mergi la Grădi? Noroc înseamnă bine? Da. Bine. Deci te bucuri. Mâine mergem să ducem și banii de album, da? Da? Când o să dea Cine e mâine? Ana Maria? Da, da când Albumul trebuie să-l aduc. Da, -a, a durat așa de mult. Oa te interesează așa, deci pe el îl interesează albumul că a durat așa de mult. Noroc că avem aviz, că dacă n-aveam aviz, Marc nu mergea la grădini. Dacă nu îl găseam Mai mergeam la grădini Ori mergeam la avise lungi. Mergeam din nou să luăm aviz doar că mâine și mergeai miercuri la grădini pentru că nu mai e mai nimeni mai la bai doctor. Bai. Mai uh, mai prelungeai vacanța un pic de să facem pliculețul ăsta să-l bem. Mai am un singur pliculeț, trebuie să-mi cumpăr să mai avem în casă. Așa, mă apuc să fac aluatul pentru clătite. Fac repede vreo 10-15 clătite, nu foarte multe. O să fac și o mămăliguță. Kaiserul mămăliguța astea se fac foarte, foarte repede și... Trebuie să ajung la Penny, doar că astăzi nu am mai reușit să cumpăr varză pentru varza călită, cartofi, oțet și niște morcov să, să mai am în casă. Dacă vreau să fac, nu știu, un pilaf de orez sau ceva de genul, mie îmi place să am în casă ceapă, morcov, usturoi, chiar dacă nu, nu gătesc din ele, dar să fie atunci când vreau să pregătesc ceva. Așa că, pentru mâine nu știu ce o să gătesc, am brocoli, am dovlecei, am fasole, deci am mai multe opțiuni de a găti, doar că nu știu încă ce să aleg din tot ce v-am prezentat ieri că vreau să gătesc în săptămâna aceasta. Am adăugat tot ce trebuie în afară de făină. Făina o voi adăuga imediat. Eu clătitele le fac după ochi și cele normale și cele pancakes. Nu pun nimic după gramaj, de tot ceea ce adaug acolo, apă, lapte, cam am adăugat apă minerală, lapte, două ouă, zahăr, ulei, esență de, de rom pardon, și praf de copt. Făina la fel, o adaug tot așa după ochi, direct din pungă. O să mai adaug puțină făină. Și apoi mă apuc de Ce ele. soare e în cameră la Selena, zici că e becu aprins. Așa luminat e. Făcut curat, i-am sortat hăinuțele. Nu mă pricep eu așa de bine la împachetat rufe. Și sincer să fiu, nici nu prea am bat capul, chiar dacă ar fi să știu. Pentru că odată ce își bagă mâna prin dulăpior, deșiră multe lucruri. Așa că am pus pantalon, pantalon, hanorace, haine de casă cu pijamale amestecate, rochițe, fustițe cu salopete în spate, tricouri, tricouri amestecate cu maieuri, pantalon scurți cu egări, scurți sau trei sferturi, bluzițe cu mânecă lungă, alte bluzițe cu mânecă lungă, plus bluze mai groase cu mânecă lungă și mai are și în spate la uh, coșulețele acelea în care ținem șosețele, chiloței și așa mai departe. Acolo mai are niște hăinuțe uh, și de iarnă și de vară, că nu știam cum să le mai pun și am uh, pus aici în față ceea ce am considerat că ea uh, poartă, deși poartă în ghilimele pentru că de multe ori se îmbracă cu aceleași haine și i-am spus că are atât de multe hainuțe frumoase și credeți-mă pe cuvânt că am dat hăinuțe noi, unele cu etichetă, altele fără etichetă, pe care nu le-am îmbrăcat niciodată, pantaloni scurs, rochițe, fustițe, pijamale, etc., etc., pentru că nu le-a îmbrăcat, ori nu i-au plăcut, nu știu de ce le-a cumpărat, ori au rămas uh, mici, așa că uh, le-am dat și noi mai departe, și de multe ori i-au șobat la cap. Atunci când plecăm undeva, să se îmbrace exact așa cum îi spun eu, dar nu-i place. În ultima perioadă a început să-i pla să placă uh, să se îmbrace mai mult uh, sport cu pantaloni de training, cu hanora, cu. Foarte multe hăinuțe uh, care îi stă foarte bine cu ele și care îi se potrivesc pentru vârsta ei, doar că nu vrea să uh, le îmbrace. Atunci când eu îi pregătesc uh, anumite ținute, uh, nu, nu e încântată deloc, așa că o lasă să se îmbrace cu uh, ce se simte ea bine, cu ce îi place, cu ce se simte comod, decât să-i bag eu pe gât uh, anumite hăinuțe care nu nu-i plac pe moment, care momente în care îi place să se îmbrace cu ceva, dar apoi când le probează nu-i mai plac, le dă jos și uh, se se schimbă cu alte. În zilele următoare mai am de uh, aranja puțin și la hăinuțele lui Marc, pentru că în spate acolo are uh, pantaloni scurți de vară, dar la noi cum a fost vremea asta destul de uh, rece. Am lăsat uh, bluzele și pantalonii lungi, bluzele cu mânecă lungă în față, dar va trebui și acolo să, să modific, să dau alea în spate și celelalte de vară să le aduc în față. Deși voi lăsa și câteva cu mânecă lungă și niște pantaloni lungi în față, pentru că la noi în Brașov o vreme e destul de ciudată. Bogdi mi a reparat astăzi ușile de la. Uh, de la dressingul ăsta pentru că mergea foarte greu și asta se lăsase uh, cu toată greutatea acolo jos și uh, nu o mai puteam uh, trage. Atât de frumos pare afară. Zici că mamă ce cald și bine e și uitați geamurile mele, nu știu că le vedeți cât de murdare sunt și nu le-am spălat decât acum două săptămâni, cred. Dar credeți-mă că s-au făcut în câteva zile, pentru că la noi a, a tot plouat. Și la cât de frumos arată că e afară, e rece. Cel puțin pentru mine, care eu sunt foarte friguroasă, e foarte, foarte rece. Astăzi am schimbat și păturile de pe pat. Acolo sus dorm eu, aici jos dorme Selly. Împărțim patul, pentru că dacă dorm cu ea, mă bate în somn are stilul să dea cu mâna și cu piciorul și mie că îmi sparge dinții din gură și băieții dorm aici singur și eu am lăsat tigaia asta la înțins și mai să ia foc aici s-a făcut și fum ia să ne apucăm de clătite asta o să bag în mașina de spălat trebuie să uh, dau și drumul la mașina de spălat vase dar uh, o să mai adun și cana asta de la blender. Asta e a treia clătită. Și imediat mă apuc să fac și mămăliguța. De fapt, o să aștept să se termine clătitele. Am pregătit aici folie și punguță. Îi împachetez... Deci pâinea asta o tai așa pe din două, un sandwich într-o punguță într-un sandviș în alta și îi place să-i fac uh, pachetul cu unt și cu salam din ăsta, da să fie tăiat așa subțire cum e ăsta pe care îl cumpărăm. Și o să tai imediat și niște șoric să mâncăm, pentru că ăsta se strică destul de repede, face așa bălos dacă nu-i mânca la timp. Cum se întâmplă și cu uh, ăsta, cum se numește, cu kaiserul, cu cremvuștii și cu majoritatea produselor ce sunt vidate. Unde ești? Unde ești? Cucubau! Cucubau! Ce ai, știi, drăguțule? Ia să vedem clătita ce face. Cât s-a copt o clătită, m am apucat și mi-am uh, aranjat lucrurile astea și mi-am șters. că Aici în zona asta se pune, uh, cred că, cel mai mult praf de peste tot. Fiți atenți la Selly. Ce părere ai de dulap? Am vrut să vă arăt mai devreme, doar că nu am reușit ca se schimba drăguța de ea. Sper. Deci nu te așteptai, a? Nu. Aici ți-am pus uh, hanorace, pantaloni. Știi că tu ai unii pantaloni cu care ieși afară cu unii care stai în casă acum. Sau ieși cu toți afară, nu cred. Cu toți, da. În afară toți? De a, am înțeles. Și se uita mai devreme așa de șocată că am, am văzut-o, dar M am, am văzut-o văzut vă... prin oglindă. Eu credeam că tu mi-ai pus hainele așa frumos, ușor, ușor, cum le-am aranjat eu, numai că nu mai erau pe pat. Da. Și mă gândeam că după trebuie să le fac eu, știi? Uh -huh. Deci da. aici ai rochițe, în spate ai rochițe, fustițe și salopete, uh -huh. da? Aici ai tricouri, alte tricouri cu maieuri, pantaloni scurs cu pantaloni Blue. cu egăr, trei da. sferturi, așa, bluze. Tu ți le cunoști, așa cum le vezi. Mai, ce... adică să fie... mai avem de făcut partea asta acolo. Oh, Mă duc că trebuie să pun clătitele. Practic, normal, eu -am temere, că -am loc. Trebuie să luăm o cutie de la Pepco sau de undeva o cutie nea de plastic să le punem. Că și acolo am făcut unde e măsuța lui Marc. Era dezastru. Deci acolo pe măsuța aia era dezastru și am luat acele două cutii de la Pepco și am, am sortat astăzi am aruncat ce nu folosește și băieții se joacă cu mingile de la de la coștică. Nu aveam ce să-i dau, dar vă chinuiți, așa -i? Eu mă chinu, mă, bă, Marc, ca băgat-o. Marc, dar ia mama cutia aia cu care v-ați jucat ieri. Mai bine așa, mă nu vrei? Acesta pe care l-am luat ieri din Carrefour este foarte bun și în cazul în care căutați un șoric bun și moale, chiar vi-l vi recomand. Este uh, foarte fraged. M-am apucat și de mămăliguță și o las așa la foc mic să fiarbă. Am pus și caizerul la prăjit. Trebuie să mai scot niște brânză din găleată. Am brânză la saramură. Și imediat ne punem să popăm. Aici sunt clătitele. nu și destul de multe. Nu le-am numărat. De data aceasta au ieșit puțin mai grosuțe, dar nu e nicio problemă foarte moi, foase Dragilor, eu o să închei acest filmuleț Noi v-am pupat cu mare, mare drag și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!